Sondajul face parte din Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030. Astfel, românii au fost întrebați despre șansele pe piața muncii între femei și bărbați, dar și importanța egalității și independenței financiare a doamnelor. Potrivit sondajului, trei sferturi dintre respondenți consideră că genul nu contează în relațiile de muncă. 7% dintre aceștia ar prefera colegi bărbați, în timp ce 10% ar prefera colegi femei. 89% dintre cei care au răspuns consideră că egalitatea de gen este importantă pentru economie, 90% o consideră importantă pentru democrație, în timp ce 91% o văd importantă pentru ei personal. Rezultatele barometrului mai arată că 69% dintre cetățeni sunt împotriva stereotipului că un bărbat trebuie să pună cariera mai presus decât a soției și, în mod covârșitor, 92% consideră că este firesc ca o femeie să aibă propria sursă de venit. În privința rolurilor în societate și la locul de muncă, situația se schimbă puțin. 79% sunt de acord cu ideea că femeile sunt mai predispuse decât bărbații să ia decizii pe baza emoțiilor, față de 16% împotrivă, în timp ce 76% dintre respondenți sunt de acord cu ideea că cel mai important rol pentru un bărbat este să câștige bani. 83% dintre cei chestionați sunt de părere că cel mai important rol pentru o femeie este să aibă grijă de casă și familie.